De multe ori, cadrele medicale se află în situații limită care provoacă un grad mare de stres. Acestea lucrează peste program. Personalul din unitățile medicale este insuficient. Sarcinile birocratice nu sunt puține, iar interacțiunea cu pacienții poate fi uneori solicitantă. Psihologii Organizației Mondiale a Sănătății vin în ajutorul lor prin organizarea de ateliere în diferite orașe ale țării pentru a-i îndruma cum să facă față stresului și burnout-ului la locul de muncă. În perioada 25-27 martie s-au aflat la Timișoara. Am început în decembrie și în februarie ne-am întâlnit la prefectură cu toți managerii de spitale din tot județul Timiș și ne-am reîntors iată la mai puțin de o lună cu un prim program și anume un workshop de 3 zile despre stres și burnout care se adresează cadrelor medicale și aici ne referim la medici, asistenți medicali, chiar personal din resurse umane sau administratură sau persoane care lucrează în spital în condiții de stres și burnout. Și am avut în primele două zile persoane deosebite de la Spitalul de Copii Lois Turcanu și în a treia zi persoane la fel de deosebite de la Spitalul de Psihiatrie din Jebel și ne-am bucurat foarte mult la această întâlnire și de cumva colaborarea frumoasă între Organizația Mondială a Sănătății și iată managerii și prefectura și doctorii din Timiș. Pentru a face față stresului există o serie de tehnici și de metode, iar una dintre cele mai simple este cea a mâinii. Cea mai simplă, pe care se poate realiza în 10 minute, dar este utilă pe parcursul condițiilor de stres, este aceea în care ai o mână obișnuită și pe locul degetelor încerci să scrii persoanele la care ai putea apela când ți-e greu sau poate chiar când ai o decizie grea sau o tristețe personală sau o situație dificilă. Notezi pe fiecare deget persoanele, pot fi persoane apropiate, pot fi din familie, pot fi chiar copii, pot fi chiar unii au scris, am văzut animal de companie la care se atașează și care primesc sprijin și afectivitate, la care nu doar te gândești, dar și apelezi. Sub degete sunt câteva linii în care le recomand să scrie cel puțin 3 activități care ar putea să le facă atunci când sunt stresați și ca să-i ajute. Și aici creativitatea cadrului medical este foarte mare, de la plimbări în natură până ascultând muzică, pictură, cântă la pian. Sau multe persoane astăzi, de pildă, au spus meșteșuguri și lucru în agricultură, de pildă. Iar jos, sub baza sau la baza a palmei, sunt două gânduri, două idei, două mesaje pe care eu le spun altora sau vreau să mi se spună mie atunci când sunt obosit și stresat. Anumite situații limită care pot apărea în activitatea cadrelor medicale au fost ilustrate cu ajutorul unor scenete jucate de actori din București. Ceea ce aceștia vor să transmită este o viziune mai clară asupra unor posibile emoții pe care le pot simți pacienții în momentele cheie. Da, uite, de exemplu, o situație în care eu sunt și mamă, din fericire, o situație pe care am jucat-o este că o mamă are un copil bolnav și refuză să creadă că doctorul își face treaba cum trebuie. Mai exact, tot timpul îi acuză pe doctor că copilul are aceeași boală, că nu se tratează corect, că, nu știu, nu e corespunzător parametrilor și așa. Și atunci mama devine irascibilă, adică pune așa cumva pe primul loc nu sănătatea copilului neapărat, deși sunt convinsă că orice mamă își iubește copilul, dar cât dorința de a se răzbuna, de a demonstra că are dreptate. Că astfel de activități sunt foarte utile, explică medicii. Considerați că este mai ușor de înțeles în felul acesta decât dacă ar fi citite aceste informații de undeva sau dacă ar rula pe un ecran, de exemplu? Da, da, sunt absolut sigur. Viul nu poate fi înlocuit cu nimic. Nici măcar cu, că asta e și diferența fundamentală între teatru și film. Filmul e film, teatru e viu, se întâmplă acum aici. E un proces de învățare, un proces prin care cadrele medicale învață cum să facă față stresului. Astfel de activități sunt foarte utile, explică medicii. Intenția activității respective este să ne și deschidă anumite orizonturi, dar și să primim noi o siguranță în noi, să ne valorificăm noi ceea ce noi deja avem și noi am trecut prin anumite situații, a fost și pandemia, cum am gestionat. Depinde de noi până la urmă, fiecare reacționează individual. Dar este foarte bine să se organizeze cât mai des astfel de cursuri ca să automat să ne reactualizăm.
Studiu făcut de Colegiul Medicilor din România arată că 36% din personalul medical este la un pas de burnout.